Scopul Clubului Iubitorilor de Cultură este cunoașterea în comunitatea scriitorilor, a artiștilor plastici, a muzicienilor și a meșterilor populari, fiind deschis tuturor argeșenilor și nu numai. Ca întotdeauna, începând cu orele 16, s-a auzit clinchetul clopoțelului de lut al academicianului Gheorghe Păun, mentorul spiritual al iubitorilor de cultură din zona Curtea de Argeș. O întâlnire cu foarte mulți și de foarte bună calitate oaspeți, toți din București, scriitori și doi plasticieni, plus Adina Romanescu, pictoriță, a venit cu colegul Coman Gheorghe, au venit și cu expoziția elevilor de la școala unde predau dumnealor, expoziție de fotografie. O întâlnire în stilul clubului cu oaspeți, repet, de departe, întâmplător de data asta de la București, festival al artelor ca întotdeauna, deci avem expoziție, avem muzică, doamna Calea este sus, se exersează, și cărți. Cărți vor fi multe, doamna Paula Romanescu, prietenă veche a clubului, pentru prima dată venit la noi Emil Lungeanu. Clubul Iubitorilor de Cultură nu este un cenaclu, nu validează opere sau creatori, ci prezintă concitadinilor opere și creatori. La club nu se face politică, iar sloganul este cu seninătate. Sunt fericită să revin la Curtea de Argeș. În 2009 am mai avut o expoziție în colaborare cu sculptorul Mihai Tugearu. Acum vin în colaborare cu pictorul Gheorghe Coman și sunt foarte fericită să și prezint cu această ocazie în fotografiile unor elevi de liceu, de la liceul Nicolae Iorga, unde lucrez ca profesoară, și sunt încântată să revin în fața publicului argeșan. Pentru a completa atmosfera deosebită, Maria Calea, poet și muzician, a acompaniat la pian.